Evenimentul care strânge anual mii de oameni din mai multe părți ale țării a fost organizat și în acest an în comuna Gogoșu. Astfel, primarul comunei Jean Rogoveanu a dorit ca fiecare zi să fie specială. Așa că sâmbătă a urcat pe scenă Dorian Popa și Ștefan Bănică Junior spre încântarea publicului. Zilele comunei Gogoșu au avut loc în perioada 30 iunie-2 iulie, cu mii cu mare cetățenii din zonă și nu numai, au venit într-un număr extrem de mare din toate părțile județului pentru a sărbători grandios. Atmosfera a fost una ca în marile stațiuni de la noi din țară. Astfel de evenimente reprezintă deja o tradiție pentru primarul comunei Gogoșu, Jean Rogoveanu. Anul acesta atmosfera a fost din nou una incendiară, primarul dorind să aducă cei mai în vogă artiști din România pentru a cânta pentru cetățenii din comunitatea sa. Ziua de vinere a fost dedicată muzicii de petrecere, iar cea de-a doua zi a fost și ea o reușită. Cei mai buni artiști ai României au poposit în comuna mehedințeană Gogoșu pentru a încânta pe cetățenii care s-au adunat din toate colțurile județului pentru a-și vedea interpreții favoriți. Felicitări domnului Rogoveanu, primarului dumneavoastră, pentru toate realizările și pentru faptul că an de an are grijă ca dumneavoastră aici acasă să vă întâlniți cu cei mai mari artiști ai țării noastre. Ne bucurăm și de prezența domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Aladin Georgescu. Îl felicităm pentru tot ce a făcut pentru județul nostru și facem în continuare. Dumneavoastră sănătate și o seară minunată! La mulți ani! Printre artiștii care au urcat în seara de sâmbătă pe scenă s-au numărat Silvia Dorian Popa și Ștefan Bănică Junior. Tinerii au așteptat cu sufletul la gură momentul în care Dorian Popa a urcat pe scenă, acesta reprezentând un exemplu pentru ei. Cunoscutul cântăreț a urcat pe scenă și a încins atmosfera. Sute de persoane s-au adunat pentru a cânta alături de Dorian Popa. Cântărețul a făcut super atmosferă la zilele comunei Gogoșu și a fost aclamat în special de către domnișoare. Așa că vă rog frumos cu energie, hai să auzim Gogoșu! Când eu zic Gogoșu, vă ziceți la mulți ani Gogoșu! Gogoșu! Organizare impecabilă, cred că și acum dacă ne-am întoarce un pic și ne-am uitat prin aglomerația asta am observat. Gardurile delimitatoare care sunt extrem de bine situate, sunetul impecabil, felicit primăria, felicit pe domn primar, bravo lor, arată că se poate. Și felicitări și lui zăpăcitul ăsta de Gigi Triton, nu știu cum se întâmplă, dar eu de fiecare dată la Gogoșu am ajuns alături de el și respect. Sunt oameni senzaționali. Gogoșenii, nu știu că eu fac tot timpul cateringă cu fetele mele mașină, bine mă, și dacă ești din Gogoșu, cum ți se spune? Gogoșan, nu? Gogoșenii noștri mâncare tata senzațional, fraților, pentru că de fapt și de drept energia vine din public. Vă pup, vă iubesc! Una dintre cele mai complexe producții muzicale românești, cel mai longeviv eveniment continuu pe scena sălii Palatului din ultima jumătate de secol, este realizată de către Ștefan Bănică Junior. Nu este o surpriză că este căutat chiar și după atâta vreme, astfel publicul de la Gogoșu a fost în extaz la sosirea marelui artist. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără implicarea primarului Jean Rogoveanu. Alături de o echipă de consilieri locali omogenă aflată în slujba cetățeanului, acesta a reușit să transforme fața comunei Gogoșu. Bineînțeles, primarul Jean Rogoveanu nu a uitat de bunăstarea oamenilor și a dorit să le ofere un eveniment de neuitat.